Авторы проекта, те, у которых молдавские граждане, продвигающие этот проект, его, собственно говоря, украли, французы, они говорят о том, что за год построить такую арену невозможно. Не existe niciun concept luat de la francezi sau de la australieni sau de la neozelandezi sau de la marțieni și sperăm foarte mult că va fi un proiect mai de succes decât acel pe care l-ați lansat voi atunci când ați fost la guvernare cu acea minge de fotbal lângă circ. Până se va procede la proiectare vor trece 4-5 luni, dacă nu mai mult. Vă spun în cunoștință de cauză. Însăși proiectul executat și expertiza proiectului va dura numai puțin de un an de zile. În continuare, afirmați că poate fi construită într-un an această arenă. Nu subestimați capacitățile de organizare și de eficiență a actualei guvernări. Guvernul a acceptat alocarea unei sume de 200 de milioane de lei. Că aceste 200 de milioane de lei au fost luate de la poziția sau din sursele pentru fondul rutier. E corect aceasta sau nu? N-are nicio legătură cu drumuri, n-are nicio legătură cu fondul rutier. Noi nu avem certitudine exactă că vom avea nevoie de 100 sau de 200. Noi am pus limita maximă. Este un proiect cu foarte și foarte mare iz electoral. Mulțumesc! Eu astăzi îmi trăiesc viața cu 3 copii mici. Și n-am cu ei unde să merg nici la un concert și nici la evenimente sport. Copiii mai au și cetățenia cehă și ei mai văd prin comparație cum stau lucrurile. Eu ce să le spun copiilor? Să le spuneți, domnule președinte, că alegerile nu vor fi anulate, dar va fi o arenă în Chișinău. Eu n-am vrut într-o discuție, numai deși e că microfonul oferă persoana respectivă. Dacă mata nu ești botezat, Ghilescu, eu am să te botez, să ții minte. Nu vă pare straniu că în această inițiativă nu este niciun cetățean locuitor a orașului Chișinău? Eu sunt. Mata, ai spus că ești din Cehia. Domnul președinte, vă rog. Sunt născut la Chișinău, copilărit în Chișinău. Am auzit deja o idee referitor la 1200 km de drumuri. Acum participăm la ideea cu arena. Și ne așteaptă în anul electoral mai departe, domnul Candă? Dacă Partidul Democrat își va pune ca scop ca Republica Moldova să-și aibă și astronautul său, cu siguranță o să reușească. Любой успех, любая реализация правящей власти вызывают у вас только большую печаль и огорчение. И мне очень жаль констатировать эти вещи. Перестаньте дергаться, попейте чайчику. Товарищ Жудник, не надо читать никому лекции. Мы сами вам можем прочитать лекцию. Не делайте замечания оппозиции. Вы следите за своими заявлениями и декларациями. Мы вас здесь университетским профессором не назначали. Întrebări la opoziție întotdeauna să fie dacă proiectele sunt foarte ideale chiar. Proiectul a fost totuși votat. Prin urmare, terenul de 69 de hectare din Stăuceni, care până acum era destinat agriculturii, poate fi exploatat pentru construcții. De asemenea, acesta va trece din gestiunea Colegiului de Excelență în Viticultură și Vinificație la Ministerul Culturii și Educației. Proiectul va fi un parteneriat public-privat. Investitorul ar urma să fie selectat prin licitație internațională, spun democrații. Anterior, în cadrul unui interviu, finul lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, a spus că ideea privind arena Chișinău îi aparține și că el ar fi identificat inclusiv terenul.